Sărut mâine de ziua bună. Mulțumim mult că ați ales să fiți alături de noi astăzi. E o zi importantă. A doua zi a desfășurării manifestărilor culturale zilele municipiului Măinești. Astăzi am ales să facem și vernisajul unei expoziții de artă. Și o să vedeți că George, aici de față, e prezent și în aceste săli de la Galeriile de Artă Geneza și în sala mare de la Galeria de Artă, Galeriile de Artă de Centrului Cultural, acolo prin copiii cărora este profesor. Și am ales să facem vernisajele imediat unul după celălalt, pentru că domnul profesor o să meargă cu elevii lui acolo și o să ne arate ce a făcut după câțiva ani de zile de muncă. George este la a șasea expoziție personală și mie mi se pare așa van la letră, pentru că e înaintea timpului foarte tânăr și deja a șasea expoziție personală. Da? Și cum se cheamă? Ce succes orice ce ai făcut. Mulțumesc. Deja înseamnă mult pentru noi că faci atât de multe evenimente. Da? Haideți un pic. Da, dar i-aș pofti pe toți de acolo. Haideți un pace de acolo. Haideți un pic. Haide, este loc. Haideți. Da? Și pe în sală, de acolo. Bună ziua, în primul rând. Iată că zilele municipiului Moinești e cuprind o serie întreagă de evenimente. Ieri am debutat prin faptul că am dat o nouă denumire bibliotecii municipale și anume profesor Constantin Lovin, un profesor care 47 de ani a predat aici la liceul din Moinești, născut aici la Moinești. Azi dimineața am premiat cuplurile care au primit 50-60 de ani de căsătorie și am oferit și un spectacol acolo. Festivalul Moineștean, care este pe scena parcului Băi cu un juriu destul de bine pregătit și exigent cu președintele juriului din Republica Moldova, cu un artist al poporului, doamna Maria Stoianov. Mâine avem un protocol de înfrățire cu două localități din Republica Moldova, orașul Ialoveni, al cărui primar este în dreapta mea aici, domnul Cezar Marcu, doamna primar Casian de la Strășeni, de la municipiul Strășeni, este pe drum, va ajunge în curând și dumnea ei, însoțiți de nașul nostru, așa să spun, de înfrățire, domnul deputat Petru Frunze din Parlamentul European. Mă însoțesc acum aici, după care la evenimentul de pe scenă, să știți că n-au venit singur. A venit cu domnul Moscovici, naist și artist al poporului din Republica Moldova și mâine după amiază, vă avea un concert pe scena de noi. Vă spuneam de începând cu ora 18, va fi un recital a domnilor care sunt în juriu, a doamnelor de acolo. Mâine, domnul primar de la Ialoveni a adus un ansamblu folcloric împreună cu dumnealor și vă invit cu drag să ne fiți alături acolo. Avem pregătite scaune, văd că vremea s-a îndreptat și asta e un lucru bun. Dar întorcându-mă la evenimentul de aici, vreau să-l felicit pe tânărul nostru, Victor Tănase, pentru că la început l-am cunoscut când a terminat clasa 12-a. Juca fotbal cu băiatul meu și mi-a zis că a început să picteze. Eu i-am recomandat să vină alături de noi, oricând vrea și oricând poate, cu lucrările dumnealui și chiar l-am ajutat în vară când s-a gândit să organizeze o tabără de vară aici la Măinești, în Parcul Cupin. Au venit colegi, prieteni de-a dumnealor, au făcut niște lucrări frumoase care le-au donat la primărie, pentru că și primăria a fost partener și a plătit o parte din cazare și ceea ce le, și materialele care le-au folosit acolo. Eu îi zic că îi suntem aproape, noi autoritatea locală, el este aproape de autoritatea locală și de cetățenii municipiului Măinești. Și de-aia un eveniment de acest gen nu putea să aibă loc și fără astfel de expoziții, vernisaje. Pentru că avem oaspeți dragi, chiar vreau să vă adresez și dumnealor două cuvinte, în contextul frățirii noastre de mâine și de viitor, pentru că doar o graniță ne desparte. Vedeți că vorbim aceeași limbă, avem cam aceleași tradiții, o să vedeți mai pe seară. Deci mai e nevoie de un protocol scris ca să ne legem mai mult unii de alții. Domnul primar sau domnul deputat? Domnul primar. Da, mulțumim, stimați domnule primar, domnule deputat, onorată asistență. Noi, într-adevăr, localitatea Ialoveni, probabil suntem unii cei mai norocoși, încă astăzi suntem parteneri din municipiul lui Moinești. În persoana domnului primar, vrem să vă aducem recunoștință și mult respect, pentru că nu este atât de ușor ca noi să apropiem acele două mame.
Este destul de important, sper că avem un unic moment și eveniment destul de important atât pentru Republica Moldova, cât și pentru România, ca să unim acele două mame. Am zis-o și anterior că noi deja primarii din ambele mame ale grupului deja am făcut acest lucru. Vreau să menționez că domnul deputat Frunze este din a lui fost primar, ex-primar, care cunoaște foarte bine aceste lucruri. Și sunt sigur că autoritățile centrale vor da așa un curs la această inițiativă ca să nu scăpăm acest moment important pentru România Mare, pentru Republica Moldova și România, fiindcă dacă mai evităm să scăpăm de acest moment, atunci sunt sigur că pe mulți, mulți ani înainte noi vom rămâne la ajutorități și ce nu este de dorit. Pentru că cum am menționat și domnul primar, vorbim aceeași limbă, același crai, avem aceleași tradiții, aceeași cultură, ar fi păcat că să nu respectăm această cutumă, aceste tradiții care ne promovează mulți, mulți ani din trecut și, la moment, chiar cred noi o să fie cel exemplu acelor evenimente care vor avea loc astăzi și mâine, de către artiștii din Republica Moldova, care, încă o dată în plus, ne vor demonstra că noi suntem același lucru. Țară mare, România mare, dar în România. Și sunt sigur că noi vom depune maximum efort și aici rog pe domnul deputat Frunze și toți cei care astăzi sunt la guvernare ca să depunem maximum efort. Pentru că noi, din partea noastră primarie, am făcut tot ce este posibil. Facem mai mult decât este posibil. Mai mult ca atât, vreau să menționez că orașul Ilomeni este, cred că, unica localitate din Republica Moldova care tot timpul a susținut parcursul european. Noi am fost cu timpul pentru a avea o țară unică, pentru a avea o România mare. Și, pe exemplu, avem și cele mai multe localități în față de România. Nimeni nu ține localitatea și orașul Ilomeni. Vreau doar în continuare să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor care astăzi sunteți aici, care ne susțineți, ne apreciați, dar noi sunt sigur că vă depunem maximum efort ca acest eveniment frumos pentru România Mare să se întâmple. Mulțumesc mult! Domnilor primari, dragi copii, doamne și domnilor, la fel vreau să fiu și eu cu un mesaj de mulțumire prin faptul că am fost invitat împreună cu familia, este prezent și soția și prezența. Acest eveniment dedicat zilei municipiului Măinești. Vreau să zic că de astăzi dimineața am participat la mai multe evenimente organizate de domnul primar și echipa dumnealui. Vreau să zic că dumnealui, într-adevăr, are capacitate bună de a organiza evenimente, deoarece au fost multe evenimente consecutiv și toate au fost organizate foarte bine, inclusiv și evenimentul care se află în această încăpere. Vreau totodată să apreciez aceste lucrări care sunt, bineînțeles, făcute cu multă muncă și arată discuție frumos, fiindcă și într-adevăr este un talent, fiindcă noi politicienii mai mult suntem deprinși să vorbim, dar pentru a-ți face asemenea lucruri este necesar să muncești. Și în situația respectivă vreau să apreciez autorul acestor lucrări și dacă am mai participat și alți copii pentru imediat a prezenta aceste tablouri. Și vreau să vin cu o propunere, având în considerație că se va încășui o întrețire mâine între Consiliul din Moinești, Ialoveni și Strășei, o propunere către autorul acestor tablouri să picteze România Mare, unde să menționeze aceste trei localități care vor fi interesate. Mulțumesc foarte mulților noștri și încă o dată apreciez pentru George, face lucruri frumoase, spunea domnul deputat și de copiii care i s-au alăturat aici. Să știți că l-am găsit în Parcul Orizonte pe dealul Usoiu, în vară, cu o tabără de copii, o tabără de vară, zic eu, pentru că acești copii mai trebuie scoși din casă să mai facă și altceva decât tabletă și telefon, așa e? Și au fost și invitau, i-am găsit instantaneu, eu cu activitățile mele, dumneavoastră copii.
copii acolo în pat și pictau la mesele, la acele foișoare pe care le-am construit acolo. Și această inițiativă îi aparține, să știți, și pentru asta trebuie apreciat de noi cetățenii. E o mână de artist, totuși, că aceste lucrări artistice sunt mai multe domenii ceea ce înseamnă pictura. Vorbim aici de partea artistică. Pentru asta îl felicit și sunt sigur că ne vom mai invita cât de curând la astfel de așa și dacă tot ne învățim cu localitățile, domnul primar deja și-a exprimat dorința și o să fie și doamna primar de la Strășeni, să mergem să expunem și acolo. Eu am fost la Ialovenia cu o lună și ceva. Să știți că am văzut un muzeu ce n-am văzut în toată Europa. Mii de costume de armată, mii de caschete, mii de aparate vechi, tot felul într-o clădire în centrul Ialovenului. Noi acum știți că ne apucăm și construim un muzeu din școala veche, din față de la BCR. Un muzeu care la un moment dat va trebui să-l și dotăm cu ceva. Și am vorbit deja să aducem de acolo pe perioada așa de 6 luni, o parte din acele asta înseamnă, de asta facem împărțire, să ne schimbăm tradițiile, să mergem cu copii acolo, cu muzică populară, cu muzică ușoară, cu pictură și cu tot restul. Dar haideți astăzi să ne întoarcem mai pe evenimentul lui George, să lăsăm și pe el să vorbească, că așa cum spunea domnul deputat, noi politicienii vorbim. Da, bună ziua, în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prezență, un număr destul de frumos. Mulțumesc pentru toată susținerea din partea noastră care există de totdeauna de când am lucrat la noastră. Dați-mi voi să vorbesc puțin despre eveniment, de ce am ales această de netrăit, pentru că dacă priți fiecare tablou de pe, aceste simede, veți putea vedea că acolo există o trăire mea, într-adevăr. Atunci când am pictat, de exemplu, acel tablou, gândul era la bunica și la oala de smântână pe masă, care atunci când o priveam, nu însemna nimic. Dar acum mi-a venit să o pictez, am amintit de acele momente. Așa că fiecare tablou există o trăire, în fiecare tablou. Vă mulțumesc încă o dată tuturor și sper să ne revedem. Va urma și alte expoziții externe. Voi ieși din țară la Bruxelles, chiar în octombrie, da? Voi expune pentru prima oară în afară și prezent, am mai expus la Madrid și la... Nu, doar la Madrid am mai expus, dar n-am putut fi prezent niciodată. Acum o să fiu și prezent la Bruxelles, în care acolo voi vorbi și despre de unde plec eu și de unde am venit eu. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Promovăm principiul mâinești pe toate domeniile. Dacă la Bruxelles merge cu pictura, la, în alte localități a mers doamna Ifrim cu copiii de la muzică populară. La televizor, astăzi. Acum la canal de era o emisiune cu patru copii. Am și plecat când urma interviul meu, pentru că inițial am fost plecat când s-a făcut, când urma mea a trebuit să plec. Dar nu-i nimic, eu știu ce am zis. O să lucrezi. Da. Eu mă bucur că suntem aici, dar nu numai aici. Trebuie să ne mai mutăm câteva pași la Centrul Cultural, pentru că George mai are o pictură, mai are o expoziție cu picturile copiilor, da? Ceea ce lucra pe Osoiu acum câteva săptămâni, a expus să vedem și ce fac artiștii mici, da? Și de-aia vă invit să traversăm un pic până acolo, da? Da, domnul George, știți că el vine deja la Bruxelles ajuns. Da, de arte de la noi, dar avem o relație foarte bună cu Ieco, suntem împreună cu oraș cu Ieco. Și noi am fost cei care au fost invitați școala de arte, să vă zici copii, am prezentat și muzica, deci într-o capitală europeană, la Bruxelles, am prezentat și arta, am prezentat tot. Așa că... Arta trebuie să vă Domnul, să-l vedeți mâine după ora 18, 17.30, 18, pe scena din Parcul Băi. Mai e cu Alaiului, da? Astăzi se bucură. Da, mai e cu Alaiului, da? Da, așa. Da, vă mulțumim. După aceea am expoziție deschisă pentru cei care vreau să mai curească, după aceea în fiecare zi să vreți să viziteze în curat, să mai trăiți și ceva, pentru că e băgat să mă fie văzut ceea ce se întâmplă. Da, mulțumesc frumos, să Domnul Dumnezeu, faceți un pic de reclamă. Dacă doriți o lucrare, să cumpărați, adică... Da, este bună, zic, mai niciodată. Asta e o bonus, pentru că niciodată n-am chestiile astea. Când momentul în care te gândi la bani, pentru tot. Nu, acum. Vorbesc că există posibilitatea pe parcurs. Chiar să vă facă și un portret. Am văzut portrete făcut din ei. Da, urmează un portret mult mai complex. Acum lucrez la ceva și urmează să-l vedem. Da, haideți să ne debatăm un pic. Trebuie să vedem ce-au făcut.
prin inocența lor, deși am atât de, din acest motiv am și ales titlul inocență, pentru că, până la urmă, ești copil, ești inocent, trebuie să fii inocent. Le spuneam tuturor copilașilor, zic, băi, în momentul în care eu ar fi să intervin, sunt copii care au anumite stiluri, au, deja au anumite chestii. În momentul în care intervin asupra voastră, e posibil ca voi să vă pierdeți mult din ceea ce puteți face. Dar am spus așa, puteți fi genial toți de aici care veniți la pictură, tot merg pe geamul, merg peste tot, puteți fi genial. În momentul în care eu am intervenit, e posibil să mă duc într-o zonă în care să vă îndepărtez. Eu reușesc să-i atrag, sunt copii la pictură care chiar nu, momentan nu pot să spun că au o anumită zonă foarte bună de a ajunge într-o zonă foarte bună, nu pot numi pe cineva, dacă e cineva să numesc, care la ora asta pot spune că poate face, poate ajunge să trăiască din acest domeniu, artă, artistic, și anume pictura, sunt cei mai mari. E greu să văd acum ce și cum. Sunt copii foarte, foarte talentați. De exemplu, vreau să-l chem puțin pe Darius, e unul dintre cei mai mari, da, și le-am spus și celorlalți. Mai e Aida, așa puțin Aida, Medea, cei mai mari, în primul rând, da? Cei mai mici vin la pictură pentru a pocheta, pentru a se distra, dar nu vă spun ce trăiesc eu acolo alături de ei. Deci, cum spuneați, domnul primar, am ieșit pe deal acolo și dintr-o dată am început să pictăm, apoi se creează niște energii. Dacă nu reușim să ne conectăm cu arta, e imposibil să facem asta. Deci asta se face doar pe stare. Dacă nu ai o stare, nu ai copii. Nu poți picta, deci dacă nu ai stare. Dacă un copil vine la pictură, l-a învins mama deja, el nu poate picta. Eu îi văd, sunt copii care mai vin și îți spun pisic, dar acolo reușesc să-și ia doza care e nevoie și într-o dată să creeze, da? Vreau să vorbească câteva cuvinte de el, din mult este cel mai mare, de aici, ce spui tu, cum vezi cu arta, alături de mine, cum ți se pare? Am fost mai de sută, dar am fost pentru că am fost primele. Exact, de la și de mult. Dar toți anii aceștia de când am început să pictez, am fost frumoși și sper să avem aceeași înțelegere și de acum înainte. Pot spune că e tot ce George Taurica, e tot ce ar trebui să fie un profesor. Te lasă să gândești, te lasă să acționezi, tu nu vrei să lucrezi, nu îți pune bariere, ceea ce ajută foarte mult pictorii tineri și lucruri. Reușesc să le dau stare care ai nevoie. Deci dacă nu ai stare, nu poți pictori. El a fost când era prima dată aici, când a fost primul, de la el a plecat chestia așa, dar am văzut el, așezinea lui a fost foarte bună, de acolo am plecat. Fac apel la toți ceilalți. Dacă mai sunt copilași, nepoței, care vedeți că au ceva legat în legătură cu pământ, cu arta, cu culorile, îndrumați-i către mine, că eu pot să-i ducă într-o zonă foarte frumoasă. Dar, încă o dată, mulțumim frumos pentru toate cele. Toți copiii sunt minunați, vreau și de drept aceste tabou. Sunt și tabou, așa unde nu mai pun zonul ăsta pentru ei, adică pentru a vedea. Nu-i de ajuns să chem copilul, să te pune lângă el și să-l lași, creează. E imposibil, trebuie să-i dai tu impulsul, să-i dai tu să simtă el pe el, poate. Da, și vă rog acasă cât mai mult să îi împingeți cât mai mult în direcția aceasta, pentru că asta cred că e cel mai frumos. Fără artiști, lumea asta n-ar avea nici. Deci, dacă am fi mai mulți artiști, lumea ar fi și mai curată și mai frumoasă, da? Vă mulțumesc cu dată pentru tot și să ne revedem la expoziția lui. A doamnei Anica, domnișoarea Elina Bacon, a domnișoarei Elina, care au niște copii acestea, să știți că au niște altceva, au ceva pentru copilul, au scrierea care e necesară să ajung și vreau să reușim ușor, domnul primar a dat voie ca eu să mă ocup de ușor de graniță, că există expoziții, există evenimente și eu îmi sprijin cu toată puterea mea, că am zis să fiu și eu să stau acolo, să privesc cu pace, să văd și eu cuvinte frumoase cum să spun și ceea ce se întâmplă în sala aici. Vreau să mulțumesc tuturor pentru toate.